Salutare oameni buni, sunt Cosmin și astăzi vreau să vorbim despre situația armatei române înaintea celui de-al doilea război mondial. Mai exact, vom vorbi despre ce dotări avea armata română. Mă refer aici la armele infanteriei, la tancuri, la avioane, tunuri antitank, artilerie. Vom vorbi despre soldați, despre ofițeri și subofițeri și despre moralul trupei. La final vom avea o idee destul de bună despre armata română din 1940, despre capacitatea ei de luptă cu plusuri și minusuri. Voi vorbi despre lipsurile prezente în anii de dinaintea izbunirii războiului, lipsuri ce vor rămâne din păcate și pe perioada conflictului și ne vor lovi masiv mai ales la sfârșitul lui 42 la Stalingrad. Acesta este al patrulea videoclip din seria România în cel de-al doilea război mondial. O să găsiți mai jos în descrierea videoclipului linkul la playlist cu toate videoclipurile pe acest subiect. Informațiile în acest videoclip se bazează pe două cărți, în principal pe cartea În umbra Marelui Reich, scrisă de Alexandru V. Ștefănescu, o carte pe care vă recomand dacă sunteți pasionați de acest subiect, și secundar pe cele două volume scrise de Constantin Chirițescu, România în al doilea război mondial. Continuăm, bineînțeles, și cu seria în care discutăm despre toate evenimentele importante în acest război, teatru european, în ordine cronologică. La fel, în descrierea videoclipului mai jos o să pun link la toate videoclipurile pe acest subiect. Să ne întoarcem la România. După Marea Unire din 1918, România și-a dublat teritoriul și populația. Aveam aproximativ 18 milioane de locuitori și 295.000 de kilometri pătrați. Eram a doua țară din Europa Centrală, după Polonia, și eram prima țară din sud-estul european. În scop defensiv, marele stat major a împărțit țara în mai multe fronturi. Mai exact, între Carpații Oriental și Nistru era frontul de est, unde amenințarea principală era din partea Uniunii Sovietice. Între Carpații Meridional și Dunăre, incluzând și Dobrogea, era frontul de sud, amenințarea principală fiind Bulgaria, și între Carpații Occidentali și frontiera de vest era frontul de vest, amenințarea principală aici fiind Ungaria. Aceștia erau cei trei mari dușmani ai țării, dintre vecini mă refer, cel mai puternic fiind Uniunea Sovietică, secundar Ungaria și pe ultimul loc Bulgaria. Am făcut două videoclipuri în care am explicat cine erau dușmanii și cine erau aliații noștri înainte de război și de ce s-a ajuns la această situație. Le găsiți mai jos în descrierea videoclipului, sunt în playlist-ul cu România în al doilea război mondial. Podișul intracarpatic forma zona centrală, era reduta strategică a țării unde se concentra rezerva generală a marelui cartier general. Ideea de bază era că țara, România, putea face față unei invazii ungare sau bulgare, chiar a ambelor în același timp, mai ales că în sud, în fața bulgarilor, era Dunărea, care era o redută naturală puternică. Problema pentru noi principal era un atac al armatei roșii, armatei sovietice, care era uriașă și tot mai bine dotată, fiind mari semne de întrebare că am fi putut rezista în est mult timp. Șansele erau minime de a păstra Basarabia. Bineînțeles că dacă atacau toți trei în același timp, nu aveam nicio șansă să facem față. Era absolut normal acest lucru pentru o țară de dimensiunile și resursele României. Capacitatea de mobilizare în România după război era 1.550.000 de oameni cu o rezervă de 236.000. În septembrie-octombrie 39, de exemplu, au fost mobilizați 760.000 de oameni. Când a început războiul, când germanii au atacat pe polonezi și din est polonezi au fost atacați și de sovietici. Deci atunci am făcut mobilizare în septembrie-octombrie 39, aproape 760.000 de oameni încadrați în 4 armate. Moralul era ridicat atunci, lucru dovedit de răspunsul prompt la recrutarea din martie 39, deci oamenii nu s-au împotrivit, nu au fost probleme, rechiziții au fost făcute fără împotrivire, contribuții bănești masive ale cetățenilor s-au făcut pentru înzestrarea armatei. Deci oamenii doreau să, în mare parte, doreau să-și apere țara. Gândirea militară strategică românească. Hai să vorbim puțin despre asta. Strategia militară românească a copiat modelul francez, din păcate. Și o să vedeți imediat de ce spun din păcate. Am avut mulți ofițeri care au văzut direcția în care se îndreaptă strategia și tehnica militară internațională, au vrut să schimbe lucrurile, însă la fel ca la francez, cei mai în vârstă și cei care controlau erau la butoane, nu, au spus mergem pe sistemul francez, ei nu au stat în primul război mondial, datorită lor am câștigat, ei au dreptate. Și francezii, în primul război mondial, în mare parte au luptat defensiv, da, și au câștigat la final, prin epuizarea Germaniei, mă rog, au primit și mult ajutor, au avut aliați, mulți, America, într-un final a înclinat balanța. Asta e o altă poveste interesantă pe care poate la un moment dat o să discutăm. Ideea este că francezii au crezut că o luptă defensivă este cheia succesului.
Tancurile au fost considerate de ei simple instrumente auxiliare ale infanteriei și au favorizat în continuare calul ca principalul mijloc de locomoție în defavoarea motorizării și în marea lor majoritate elitele franceze au crezut că al doilea război mondial va fi purtat la fel ca primul. Și ce s-a întâmplat, după cum am vorbit detaliat în cele două videoclipuri legate de bătălia Franței, au fost umiliți în 1940, când germanii vor declanșa ofensiva și în câteva săptămâni Franța va cădea. Parisul va fi ocupat, întreaga Franță va sta ani de zile sub cizma germană. Mentalitatea asta defensivă franceză a dus la crearea liniei Maginot, cel mai mare și cel mai sofisticat sistem de fortificații din lume. Nu a funcționat, bineînțeles. Au fost și câteva excepții la francezi. Charles de Gaulle, cel mai cunoscut, cel care a condus Franța după război, acesta a văzut, la fel ca unii ofițerii români, spre ce se îndreaptă noua strategie militară și noua tehnologie, la ce este posibil. Deci ce a făcut Charles de Gaulle? A propus crearea unor armate de profesie, 100.000 de soldați de elită, dotați masiv cu tancuri și aviație, având rolul unei forțe de șoc, ce trebuia să rupă apărarea inamicului pe o anumită zonă a frontului. Și bineînțeles că, la fel ca la români, în Franța, la butoane, erau tot niște oameni foarte în vârstă, mareșalul Pétain, faimos pentru eroul primul război mondial, un om cu o vârstă foarte înaintată, s-a opus, bineînțeles, lui de Gaulle. Ironia sorții este că el va presa apoi pentru încheierea armistițiului, când vă spuneam Germania au spart frontul, el va conduce Franța, ce a mai rămas din ea, dar bineînțeles că va fi supus lui Hitler, va fi supus germanilor. Deci asta s-a, până acolo a coborât Pétain, cel care, repet, s-a opus modernizării armatei franceze. La fel a fost și un alt conducător al armatei franceze, Weygand, cel care va asista la prăbușirea armatei franceze în Franța în vara lui 40. Am vorbit și despre el. Cele două videoclipuri sunt în seria legată de al doilea război mondial, frontul european. Aveți link-ul în descrierea videoclipului, sunt toate videoclipurile acolo. Dacă sunteți interesați, veți găsi multe detalii. Deci acest Weygand, iarăși un general foarte în vârstă, care a fost ceva mai inovativ decât Pétain, dar după câteva scurte încercări de rezistat germanilor, a văzut că nu este posibil, s-a atras el concluzia asta și a renunțat în 40. La fel a susținut un armistițiu. Nu în anii înainte războiului se va opune modernizării armatei franceze. Și germanii au făcut exact invers. Ei au pus în practică ce propovădea în Franța de Gaulle. Bine, nu s-au inspirat de la el. Au avut și ei teoreticienii lor, care apoi au devenit foarte cunoscuți în timpul războiului, mă refer la Guderian și Manstein în primul rând. Au fost și la englezi care au avut această mentalitate, dar și acolo englezii au mai avansat puțin, nu au fost chiar atât de anti-evoluție precum francezii, însă germanii au fost cei care au mers cu totul pe această nouă linie, pentru că și-au dat seama că n-au nicio șansă, n-au resursele să repete primul război mondial și să piardă nou, și atunci trebuia să meargă pe ceva nou care să spargă frontul. Și tancurile germane au fost concentrate în divizii, ce vor lovi anumite puncte din front împreună cu aviația, generând o putere uriașă de foc pe o anumită zonă îngustă, va duce la străpungerea liniilor defensive acolo și apoi tancurile înaintează, provoacă haos în spatele frontului și câștigă bătălia. Strategia Blitzkrieg, am făcut despre asta un videoclip, le va aduce succese fulminante în prima parte a războiului, așa au cucerit Franța și restul, să spun așa, este istorie. Ideea este că francezii nu au mers pe acest sistem, au pierdut și noi am ascultat, din păcate, în mare parte pe francez. Conducerea armatei române nu a acordat prioritate unităților de blindate sau motorizării, cavaleria fiind prioritară, crezând că aceasta va avea un rol esențial în viitor. Deși în mai 32, 1932, se ia hotărârea înființării a 4 regimente de blindate, de tancuri, până în noiembrie 39, 7 ani mai târziu, existau doar 2 regimente, însă și în acestea multe tancuri erau modele foarte învechite. Războiul începuse deja de 3 luni, în 39, noiembrie 39, da? La fel, am avut lipsuri mari în ceea ce privește artileria antiaeriană, artileria antitank, aviația modernă. Asta s-a întâmplat pentru că imediat după primul război mondial, dotarea armatei a fost ignorată. Știți cum e situația, am câștigat, am făcut România mare, exuberanța, au intrat, bineînțeles, oamenii politici pe fir și au început contractele să vină cu tot felul de interese în spate.
la fel ca și acum în mare parte, și modernizarea armatei și dotarea armatei a fost ignorată. Situația asta s-a prelungit până la începutul anilor 30, când ridicarea Germaniei a început să sperie Europa. Însă noi ne-am mișcat foarte încet. La sfârșitul primului război mondial, România nu avea o fabrică de armament, doar unități de asamblare a pieselor, de reparații și de producere muniție. S-a încercat după război construcția unor fabrici în colaborare cu Vickers sau cu Skoda, însă planurile au eșuat. În 1934, armata a cerut un buget de 4,4 miliarde lei. Cât credeți că a primit? Doar 2 miliarde. În 1935 s-au trezit puțin guvernanții, Carol al II-lea, guvernele care erau apropiate de el, și și-au dat seama că ceva se întâmplă cu Germania, și-au dat seama că este posibil să meargă spre un conflict și s-au speriat, s-a creat Fondul Apărării Naționale, ce a primit un buget de 4 miliarde, deci un an întârziere, dar pentru înzestarea armatei cu un plan de acțiune pe 10 ani, urmând să fie cheltuiți în total 29 de miliarde. Nu vom avea 10 ani, vom avea doar 5 ani pentru că războiul va începe mult mai repede. În realitate vom avea doar 3 ani, nu 5 ani. De ce? Pentru că, după cum vă vorbim imediat, o mare parte din armamentul modern nu putea fi produs în România. Toate că am evoluat repede, vom vedea, multe lucruri, tancuri în primul rând, nu puteam fabrica în România. Ar trebui să le cumpărăm din afară. Deci în 35 s-au primit bani, s-a demarat chestia asta, da? Războiul pentru noi a început practic în 41, 40 dacă socotim când am fost forțați să ne retragem. Dacă am fi avut alte situații în privința armamentului modern, poate că am fi luat hotărârea să rezistăm Uniunii Sovietice când ne-a cerut Basarabia și Nordul Bucovinei. Însă, în realitate, repet, am avut 3 ani, pentru că o mare parte din comenzile noastre s-au făcut în Cehoslovacia, de armament modern, inclusiv tancuri, și Cehoslovacia a fost ocupată de Germania în 38. Deci din 35 până în 38 sunt 3 ani. După ce Germania a intrat în Cehoslovacia, comenzile noastre au rămas în aer, am primit foarte puțin, germanii au făcut ce au vrut și la început lucrurile nu au mers foarte bine. Pe lângă acest handicap legat de timpul scurt la dispoziție, s-au demarat lucrări costisitoare de fortificații pe linia Nistrului, repet, frontiera cu RSS și la poarta Someșului în partea asta cu Ungaria. Însă aceste fortificații în mare parte nu au putut fi terminate din cauza lipsei de timp, de bani și a lipsei spiritului de continuitate. Am început multe lucruri, dar am terminat puține. În 1938, când tensiunile europene au început să ia amploare, suma a fost suplimentată cu peste 48 de miliarde. Deci s-au găsit bani. O scuză a guvernului din perioada anilor 30 este că, bineînțeles, până în 32-33 a fost marea criză mondială, da? Care a afectat și România, deci nu erau foarte mulți bani. Dar ideea de ansamblu este că s-au mișcat încet și la început cu bani puțini și când au suplimentat era mult prea târziu. În 38 pur și simplu nu mai avea cine să-ți furnizeze armament. Vom vedea imediat de ce. Sau, în orice caz, cantități mult mai reduse. S-au pus bazele unei industrie de armament locale, în sfârșit, dar aceasta va fi insuficientă. Vor fi fabrici de muniție de artilerie, în primul rând cartușe, proiectile antitank de 47, vom vorbi și despre astea, din păcate nu vor face față noilor tancuri sovietice, T-34, KV-urile, tancurile grece vor apărea din 42 încolo mai ales, erau invulnerabili la proiectile de 47, însă în 35, 36, 37 nu avem, nu să știm treaba asta, nu numai noi am făcut această greșeală. La Cugir se vor fabrica puși mitraliere ZB, la fabrica Voina București se vor fabrica mortiere de 60 și 82, la Astra Brașov se vor fabrica tunuri antitank de 37. Vă spuneam, dacă 47 erau depășite în 42, 37 nu prea aveai ce să faci cu ele. La început, da, în 40, 41, 37, 47 erau decente împotriva tancurilor mai vechi sovietice, BT-urile, T-26, etc. Despre care vom vorbi detaliat ce s-a întâmplat în videoclipurile în care vom vorbi despre bătăliile efective în care noi am mers, am eliberat Basarabia, Bucovina, apoi asediul Odesei, Stalingrad, etc. Deci, începând să se mișcăm, la Reșița se vor fabrica tunuri de 75. Aici, la Reșița, apropo, a lucrat străbunicul meu în acea perioadă. La Iare Brașov se vor fabrica avioane. Aici, pe partea cu avioane, vom vedea, vom sta destul de decent, spre deosebire de alte domenii. Implicate industrie de război au fost și uzinele Concordia Ploiești, uzinele Malaxa din București, semănătoarea Craiova,
Fabricius din Sibiu, etc. Deci au început să miște lucrurile, au început să investească sume uriașe, au început să dea comenzi, însă industria românească, bineînțeles, orice industrie, mai ales una unei țări medii, cum eram atunci, nu avea resursele să producă rapid arme de ultimă tehnologie, cu atât mai puțin industria românească, pentru că trebuie investit în timp, sume uriașe și durează. La fel a durat și la francez, de asta n-au reușit la timp să contracareze pe germani, la fel a durat și la englez. Englezii au avut norocul că, fiind o insulă, după cum am vorbit în videoclipul legat de bătălia Angliei, fiind o insulă, tancurile germane n-au putut să treacă de partea cealaltă, pentru că dacă nu era o insulă, germanii ajungeau fără probleme până în Scoția. Germanii au fost cei care au dat startul. Ei au investit enorm de la început. Bine, nu ne putem noi compara cu Germania sau cu Franța sau cu Anglia. Era o totul alt nivel de putere economică, tehnologică, etc. Ca și acum, în mare parte. Dar ideea este că germanii au început să investească enorm, rapid, în tancuri, în artilerie modernă, în aviație, și au crescut tot timpul comenzile și investițiile, pe când ceilalți au rămas în urmă și a durat până și-au revenit. De asta se explică parțial succesele germane și, repet, strategia aceea modernă a generalilor germani cu Blitzkrieg plus cantitățile uriașe de armament modern, asta explică parțial succesele germane din primii ani. Industria locală de apărare românească nu era, repet, capabilă să asigure înzestrarea corespunzătoare a armatei pe toate domeniile. Nu a putut produce în mare parte arme moderne, tancuri, tunuri antitank capabile sau avioane de ultimă generație. La avioane vom sta, repet, o idee mai bine, însă tancuri, românii nu au produs tancuri pe perioada războiului. Tancurile cele românești, care le mai vedeți prin anumite, eu știu, documentare, articole, așa mai mult de senzație, sunt de fapt mai mult armament rusesc capturat și modificat de noi. Asta da, am modificat. L-am adaptat la nevoile noastre, dar nu am produs, industria românească nu a produs efectiv tancuri cap-coadă în perioada războiului. Am fost forțat să cumpărăm din afară anumite echipamente și asta va fi tot mai greu spre imposibil. De ce? Pentru că în momentul în care s-a văzut clar că Germania merge spre război, toată lumea voia să cumpere arme moderne. Vecinii noștri și industria, în primul rând, ne-am dus la aliații noștri, ne-am dus la francezi și la britanici, și industriile lor, în mare parte, au spus nu putem acum pentru că avem prioritate pentru armata britanică și pentru armata franceză, pentru că ne vor ataca germanii. Deci ne-au dat așa niște resturi și îi înțelegem că, normal, când ai dușmanul la ușa ta, mai greu să ajuți ceilalți aliați. Deci ne-au dat, să zic așa, niște resturi, niște cantități infime pentru ce aveam nevoie. Aveam multe puști și aveam multe tunuri din primul război mondial, cu calibre diferite, cu muniție diferită, unele germane, altele franceze, altele rusești, austrieci, era o varză totală. Pentru unele nici nu aveam muniție suficientă. Au fost, apropo, multe cazuri de cartușe vechi din 1916-1918, din primul război mondial, ce dădeau rateuri datorită vechimii. Ce s-a încercat și s-a reușit destul de decent, o uniformizare, atât în domeniul tunurilor, cât și al puștilor, mitralierilor, cu ajutorul fabricilor românești în principal, care au făcut anumite modificări. Rezultatele au fost destul de ok. Și toate puștile mitraliere, puștile infanterie, mitralierele, au fost aduse la calibru 8, permițând astfel utilizarea aceeași muniție. Și asta a fost un lucru foarte important. Și putem spune că la începutul războiului stăteam decent la armele pentru infanterie, adică mă refer la puști, la mitraliere, la puști mitraliere, acceptabil la artilerie. Pușca ZB, realizată după model cehoslovac, cât și pușca mitraliere, pistolul mitraliere și mitraliera grea, erau fabricate în țară la uzinele Copșa cu Gir și erau de foarte bună calitate. Apropo, după căderea Cehoslovaciei, v-am spus, 38 nemții au ocupat Cehoslovacia, comenzile noastre s-au dus în aer, dar fabricația acestor arme, a puștilor ZB, a fost intensificată pentru că am adus în țară unii tehnicieni cehoslovaci. Deci am plătit foarte bine, le-am oferit adăpost și ne-au ajutat. Unde stăteam foarte prost era la armele moderne, care vor schimba fața câmpului de luptă. La tancuri, la tunuri antitank cu adevărat puternice și unități motorizate de infanterie și artilerie și secundar la artilerie antiaeriană. Pentru astfel de arme am făcut comenzi, vă spuneam, în Cehoslovacia, Franța, Germania și Marea Britanie. Și vom primi parțial. Principalul nostru furnizor de armament modern a fost Cehoslovacia, curios,
poate pentru unii dintre voi. Dacia o Slovacia a avut o industrie, în principal uzinile Skoda și nu numai, au avut o industrie de armament foarte bună, moștenită, bineînțeles, de la mare parte la Imperiul Austriac, din care au făcut parte, dar au modernizat-o și erau foarte competitivi. Și de asta a fost de un mare ajutor pentru germani când au ocupat Cehoslovacia, pentru că toate aceste uzine vor ajunge să producă pentru armata germană. Da? Deci, uzinele Skoda au făcut livrări de arme către statul român până în 38-39, în 39 a fost desființată de fapt de germani. Germanii au oprit livrările, fie ne-au livrat limitat și doar ce considerau ei că este permis. De la Cehoslovaci până să fie ocupați am primit puști și artilerie, toate de calitate, toate moderne, nu chiar în numărul solicitat, am primit și tancuri cehoslovace, la fel puține, vorbind de tancuri ușoare care vor fi depășite destul de rapid pe frontul de est în 42, de tancurile sovietice medii și grele, T-34 și KV, însă până în 42, până la finalul 42, se vor descurca bine. Din Franța am comandat și am primit tunuri antitank de 47, vă spuneam, la fel, vor fi bune până prin 42, când în fața tancurilor grele sovietice, efectiv vor fi inutile pentru că nu le vor putea străpunge blindajul, vor fi, proiectilele vor ricoșa. Germania ne-a livrat multe tunuri antitank, tot de 47, dar și mai slabe de 37. Pe parcursul războiului, nemții ne vor da și arme capturate de ei, de la polonești, de la francezi, după ce au învins aceste țări, în schimbul petrolului românesc. Și înainte de începerea războiului aveam 8 regimente dotate cu artilerie de câmp de ultimă oră. Fiecare regiment era dotat cu mijloace de transmisiuni moderne, adică aveau stații radio, erau motorizate, tractate de autotractoare Skoda și ele se puteau compara cu cele mai bune regimente de artilerie germană sau sovietică. Problema noastră era că ne trebuiau mai multe. Artileria antitank era însă foarte puțină la începutul războiului, aveam doar 152 de tunuri la început de 40. Vom primi mai multe pe parcurs, dar, vă spuneam, foarte puține capabile să spulbere tancurile grele sovietice. Partea bună, să spun așa, era că fiind în număr redus, toate tunurile antitank, aproape, toate tunurile antitank erau tractate, deșenilate, un fel de tanchete Malaxa, na, care nu puteau fi folosite pe câmpul de luptă pentru că erau ușor de distrus, dar tractau tunurile antitank. Și unele unități de artilerie de câmp erau tractate cu tractoare Fiat, iar la fel prea puține. Hai să vorbim de tancuri. La fel ca la artilerie antitank și aici situația era îngrijorătoare. În 37, la doar 2 ani distanță de al doilea război mondial, România avea în dotare 76 de tancuri ușoare franceze FT-17. Atenție, achiziționate la sfârșitul primului război mondial, din care doar 20 mai erau operaționale. Deci, repet, noi în 37 aveam doar 76 de tancuri, dar pe hârtie, pentru că de fapt doar 20 mai erau operaționale, tancuri din primul război mondial. Aceste tancuri erau bune de muzeu, fără glumă, nu aveau să caute pe câmpul de luptă, pentru că în domeniul tancurilor tehnologia evoluase enorm și va evolua și mai mult în anii următori, chiar până la finalul războiului. Așa că guvernul român era disperat și caută soluții, România, vă spuneam, nu avea tehnologia sau capacitatea industrială de a fabrica tancuri, așa că trebuie să găsim soluții. Primul pas a fost să fabricăm la Malax sau un fel de tanchete ușoare, sub licență Renault, modelul UE1931, astea vă spuneam că vor tracta artileria noastră. Vom fabrica, începând cu 39, un număr de 126 bucăți până în 41, când nu am mai primit piese din Franța, la fel, Franța a fost ocupată de către germani și au tăiat robinetul. Ceea ce ne arată că mai degrabă asamblam aici acele tanchete, total sau parțial, decât să le fabricăm noi, dacă avem nevoie de piese din Franța, și acestea nu puteau fi folosite, vă spuneam, în scop ofensiv, ci vor tracta artileria, vor avea misiuni de aprovizionare sau cercetare. Tot în 37 vă cumpăra din Cehoslovacia 35 de tancuri ușoare, dotate doar cu mitralieră, nu cu tun, vor primi denumirea de model R1, așa le vom numi noi românii, R1. Tot de la Cehoslovaci, de la Skoda, am cumpărat 126 de tancuri Skoda S2A, acesta avea tun de 37 și 2 mitraliere, ne vor fi livrate, din fericire, aceste 126 de tancuri, vor putea să țină piept tancurilor sovietice din 41 spre finalul 42, dar nu mai departe. În 39 am cumpărat din Franța 41 de tancuri Renault R35, minune că ne-au dat francezii în acel moment tancuri, dar eram aliați importanți de aici din Estul Europei. După ce polonezii se vor retrage prin România, după ce vor ocupa germanii,
după cum am văzut în videoclipul legat de bătălia Poloniei, polonezii, mare parte în armata poloneză se va retrage prin România ca să, prin Marea Neagră, să ajungă în Franța, în Anglia, și ne vor lăsa încă 34 de tancuri în acest model, tancuri Renault R35 franceze. R35 era un tank inferior celui de la Skoda, modelul R2, da, Skoda, cele 126 de tancuri, dar era decent în situația actuală, adică nu prea aveam o situație roz ca să putem să strâmbăm din asta. Și acestea erau tancurile ce le aveam la începutul războiului. Deci tancuri ceoslovace, R2-ul 126 de bucăți erau chiar decente, bunicele pentru această perioadă, tancurile franceze în jur de 70 ceva, R35-ul, care erau inferioare celor ceoslovace, dar decente, și mai 35 de tancuri ușoare ceoslovace, care erau cam degeaba. Intenționez în viitor să fac un videoclip în care voi vorbi doar de tancurile românești din timpul războiului, pentru că acolo intenționez să vorbesc despre cele capturate de la ruși și modificate noi, inclusiv distrugătorul de tancuri Mareșal, despre care am mai văzut tot felul de articole așa care ridică în slăvi, care de fapt au fost doar câteva bucăți, prototipuri, erau armament sovietic capturat și modificat de armata română. Hai să vorbim de aviație. La aviație am stat mult mai bine decât la tancuri și la tunuri antitank, aș putea spune chiar decent, în mod surprinzător. De ce? Spre deosebire de industria militară capabilă să fabrice tancuri, nu aveam, la aviație aveam o industrie capabilă să fabrice avioane bune. Din păcate, pentru noi pe frontul de est, contra sovieticilor, rolul hotărător l-au avut blindatele, nu aviația. Aviația a avut un rol secundar, soarta bătăliilor a fost hotărâtă de blindate, după cum vom vedea. Începând cu sfârșitul lui 42, vă tot spun acest lucru, pentru că atunci a avut loc ofensiva la Stalingrad, și mai ales la începutul lui 43, sovieticii vor avea numere importante de tancuri, de blindate, capabile să le copleșească pe cele germane, nu mai spun de cele românești, adică multe tancuri, tancuri medii T-34, tancuri grele KV, care, chiar dacă germanii au distrus mult mai multe tancuri sovietice decât au pierdut tancuri germane, pur și simplu a fost un șuvoi constant care ieșea pe poarta fabricilor sovietice și au spart frontul, și nu numai o dată. Aviația a fost mult mai importantă pe frontul de vest. Revenind la aviația română, situația a fost mai bună. De ce? Pentru că s-a investit mult în domeniu și din timp. Încă din 23 a început construcția masivă de hangare, de ateliere, depozite, bareci pentru aeronautică, inițial în București, apoi în toată țara. În 27 s-a constituit societatea anonimă Industria Aeronautică Română din Brașov, ce există și azi, IAR Brașov, ce a început să fabrice avioane franceze sub licență. A fost aici și ceva capital francez, au insistat probabil francezii că trebuie să ne mișcăm pe acest domeniu, și a fost un lucru bun. Începând cu 35, IAR Brașov a fost naționalizat, a început să fabrice avioane de concepție românească. Am achiziționat și avioane în afară, din Polonia, din Franța, din Anglia, apropo, 12 avioane Hurricane, câteva zeci de avioane de bombardament, din Italia am luat, din Germania, inclusiv 20 de Messerschmitt 109, care era cel mai bun avion de vânătoare din primii ani ai războiului, din lume. Toate aceste achiziții erau de câteva zeci de avioane, fiecare comandă, pentru că toate industriile militare, vă spuneam, prioritizau propria armată, deci ne dădeau ce puteau. Salvarea va veni tot de la IAR Brașov, pentru că în 38 au proiectat un avion de vânătoare modern, IAR-80, însă datorită lipsei materiilor prime și a unor probleme apărute în timpul testelor, primele aparate au putut fi livrate doar începând cu februarie 41. Până la finalul războiului, IAR Brașov a livrat 450 de avioane IAR-80, care putem spune că până prin 44, sfârșitul lui 43, acest IAR-80 era foarte apropiat sau la același nivel cu avioanele de vânătoare performante ale altor țări. Deci un avion foarte bun. După sfârșitul lui 43, începutul lui 44, au început să fie depășite, dar încă erau capabile. Mai ales că atunci a început și aviația americană să bombardeze serios România, și americanii au evoluat foarte mult pe acest domeniu al aviației militare. N-am mai putut, din 44 încolo, n-am mai putut face față. Marina românească. România avea multe vase, unele construite în Italia la începutul anilor 20, altele primite la Austro-Ungaria în contul despăgubirilor de război, după ce Austro-Ungaria a fost învinsă, s-a desfințat. La mijlocul anilor 30, însă majoritatea acestor vase erau uzate moral și fizic. S-au făcut noi comenzi,
și în 36 a fost livrat de italieni primul submarin românesc, Delfinul, deci Delfinul a fost produs în Italia. În 37 vor fi modernizate mai multe vase aparținând flotilii de pe Dunăre, la șantierele de la Galați. În 39 va fi lansat la apă la Galați un puitor de mine modern, Admiral Murgescu, prima navă de luptă de construcție românească. În 40 au intrat în dotare 3 vedete torpiloare din Marea Britanie și nava școală Mircea, construită în Germania. Înainte de intrarea în război, marina română era compusă din 3 distrugătoare, un submarin, 2 canoniere, 6 monitoare, 5 vedete torpiloare, 4 grupuri de apărare sub apă, 2 la mare, 2 la Dunăre, o baterie de 152 și una de 66. După aprecierile Marelui Stat Major Român, cu aceste forțe, marina avea mari dificultăți în protejarea apelor teritoriale ale României. Vom vedea în război, mai ales la începutul războiului, că în Delta sovieticii au avut folosit niște vedete blindate, au avut niște avantaje, au reușit să ia câteva sute de soldați români prizonieri, au avansat pe teritoriul vechiului regat, cum ar veni, și în timpul războiului tot timpul flota românească a fost mult inferioară flotei sovietice la Marea Neagră. Dar ca să creezi o flotă puternică, îți trebuie resurse uriașe, nu aveam aceste resurse, era imposibil și mai bine ne concentram resursele pe partea blindatelor, artilerie antitank, care ne-ar fi ajutat mai mult. Hai să vorbim acum despre părerea atașaților militari francezi, pentru că erau principalii noștri aliați, ne-au trimis, bineînțeles, pe perioada interbelică mai multe echipe de profesioniști care să ne ajute să ne modernizăm. Și locotenent colonel Delmas a făcut o analiză profundă armatei române. În opinia sa, înaltul comandament dispunea de câțiva ofițeri superiori capabili, dar era încă îngreunată de oameni de slabă calitate sau în vârstă. Citez. Oficierul de trupă tânăr este în progres, are simțul meseriei și dorește să se perfecționeze. Ce îi paralizează perfecționarea este lipsa armamentului, care îl obligă la eforturi de imaginație continue pentru a suplini insuficiența mijloacelor de care dispune. Subofițerii, încheie citat, subofițerii erau considerați în general sub așteptări, slab instruiți și prea puțini. În privința trupei a soldaților, acest colonel francez Delmas declara, citez, soldatul român a dovedit la ultimele manevre calitățile sale tradiționale de rezistență, sobrietate și disciplină. El a suportat voios condițiile alimentare care nu sunt strălucite, ca să nu zic mediocre. Încheie citatul. Ce a impresionat pe francezi au fost vânătorii de munte și germanii vor fi impresionați apropo de aceste trupe în anii de război. Pe parcursul anilor, acest Delmas, care clar a ținut o legătură și a fost prezent de multe ori în România, a constatat progrese în domeniul armamentului, mai ales al infanteriei, inclusiv mitraliere, pușmitraliere și al artileriei. Și în 38, după investițiile masive care vă spuneam, ne spune că statul major știe rolul, deci Delmas, ne spune că statul major știe rolul, știe să dea ordine clare și concise, menționează ca benefic faptul că în 37 s-au pensionat un număr masiv de ofițeri bătrâni. Deci, la fel ca el era francez, bătrânii erau la butoane și iată că chiar el spune, probabil că nici el nu-i suporta pe a lui de acasă din Franța, ne spune că asta a fost un lucru bun. Rămânea problema lipsei mașinilor blindate și tancurilor, prea puține, armamentul antitank aproape inexistent atunci, motorizarea era încă la început. Haideți să vorbim și ce s-a întâmplat cu armata română după ce a trebuit să renunțăm la Basarabia, nordul Bucovinei, la Cadrilater și la jumătate în Transilvania, practic după pierdere teritoriale din 1940. De la 20 de milioane de locuitori, România a ajuns la 13,5 milioane. Practic, disponibilitatea de mobilizare a scăzut cu o treime. La fel, am vrut o treime în teritoriu și o treime din populație. Și a fost clar nevoie de o reorganizare a armatei. Și un rol foarte important în această reorganizare l-au avut directivele date de nou conducător al statului, de Antonescu, și, bineînțeles, de misiunile militare germane. Acestea au avut un rol tot mai important. Și la 18 noiembrie 40, misiunea militară germană pentru armata de uscat cuprindea în România 701 ofițeri germani, 16.860 de soldați, 3.679 de autovehicule și 163 de tancuri. Deci germanii au început să își aducă tot mai mulți soldați în România, noi cerând asta pentru că ne temeam de sovietici. Scopul oficial al germanilor era reorganizarea și antrenarea trupelor române, însă rolul lor neoficial era, bineînțeles, asigurarea intereselor strategice germane din zonă, în primul rând câmpurile de petrol de la Ploiești. Astea erau esențiale pentru armata germană, pentru industria de război germană. Pe lângă misiunea militară pentru armata de uscat, germanii au trimis și o misiune militară pentru aviație, care a avut 16 ofițeri,
4.196 de suboficeri și trupă, cu 54 de avioane și 540 de vehicule. Începând din toamna lui 40, Germania, bineînțeles că va deveni principalul nostru furnizor de armament, am cumpărat de la ei, plătind în schimb cu petrol, tunuri de câmp, tunuri antiaeriene, tunuri antitank, din păcate doar de 37 inițial, grenade de mână, etc. Și în acest moment, deși Antonescu insistase, germanii nu ne-au furnizat tancuri, nu ne-au furnizat autocamioane și nici tunuri puternice antitank. Și pe tot parcursul războiului din Est am dus o luptă constantă pentru aprovizionare cu armament modern de către industria de război germană. Acest lucru, în general, fie nu s-a întâmplat, fie am primit prea puțin sau nepotrivit cu evoluția situației de pe front. La începutul colaborării, Hitler nu avea o părere prea bună despre armata română, în principal datorită retragerii rușinoase din fața sovieticilor în 40, când am abandonat Basarabia și nordul Bucovinei, așa că nu a prea vrut să ne dea echipament modern. Apoi în 40, începutul lui 41, când se pregătea de atacul împotriva sovieticilor și strângea tot ce putea pentru armata germană, la fel a spus, nu pot să vă dau pentru că avem noi prioritate. În 41, în primul an de război, Germania avea suficiente forțe proprii ca să-i lovească pe sovietici și majoritatea liderilor germani credeau că războiul va fi gata în câteva săptămâni. Ce se va întâmpla ulterior? Situația se va schimba total, când România au arătat că poate să lupte bine pentru eliberarea Basarabiei și nordul Bucovinei și peste Nistru, în campania de ocupare a Odesei, Germania a început să își dea seama că ar fi util să-i folosească și în viitor pe trupele române. Secundar, în 42, Germania avea nevoie de mulți soldați aliați. De ce? Pentru că pierduse mulți soldați în 41. Victoria totală împotriva sovieticilor nu fusese obținută și pierderile au fost mult mai mari decât se aștepta conducerea germană. Așa că am început să primim arme moderne, însă niciodată la nivelul necesar pentru a putea rezista sovieticilor. Mai erau doi factori care au cântărit greu în decizia germanilor de a nu ne apreviziona corespunzător și aceștia au fost tensiunile dintre Ungaria și România, faptul că Ungaria ne răpise în august 40 cu ajutorul Germaniei prin dictatul la Viena jumătate în Transilvania, România bineînțeles că vroia acel teritoriu înapoi, Antonescu a fost foarte clar cu Hitler în discuțiile lor pe subiectul ăsta, așa că Budapesta protesta la o înarmare masivă armate române cu armament modern, se temea că la un moment dat va fi folosit împotriva lor și vom face asta în 44, după 23 august. Al doilea factor, vă spuneam, a ținut industria de război germană. Industria de război germană, în ciuda propagandei, nu a putut produce niciodată suficiente blindate, avioane și camioane la nivelul solicitat de propriile trupe. Deci germanii nu primeau cât aveau ei nevoie, așa că nu aveau cum să ne aprovizioneze și pe noi și de asta au făcut tot timpul cu țărăită. Să ne amintim că economia germană încă nu era focusată pe un război total, în acest moment, în 40-41-42, nu producea tancuri și avioane la un nivel foarte ridicat, au stat mult mai bine decât restul la început, decât Anglia și decât Franța. Dar Franța a căzut, dar Anglia a început să vină în urmă și sovieticii la fel și i-au depășit foarte rapid pe germani, pe anumite domenii. Sovietici în principal pe blindate, britanici în principal pe partea de aviație. Germania va implementa un război total, adică focusul pe producerea de armament, de-abia în 33 după dezastrul de la Stalingrad, însă asta va fi mult prea târziu pentru a îi salva. Ne-au dat 39 de avioane de vânătoare Messerschmitt 109, printre cele mai mari din lume în acel moment, însă problemele noastre majore nu erau pe partea de aviație, aveam doar 177 tancuri și v-am vorbit despre ele la început, nu erau nici acelea tancuri grele, putem spune acceptabile, la autocamioane aveam doar 10% din necesar, majoritatea echipamentelor atrase de cai, infanteria noastră se deplasa pe jos sau călare și activitatea de instruire a armatei în perioada septembrie 40-iunie 41 a fost intensă, însă timpul a fost foarte scurt, plus că majoritatea militarilor români au participat la campaniile agricole din toamna lui 40 și primăvara lui 41. Înaintea atacului asupra URSS din 41, armata română avea sub arme 27.500 de ofițeri, 35.390 de subofițeri și 623.500 de soldați. Pe frontul de est, nu erau toți, pentru că normal mai aveam și contra Ungariei, aici eram pregătiți în cazul unei surprize, deci pe frontul de est se găseau 10.361 de ofițeri, 15.990 de subofițeri și 354.000 de soldați. Haideți să facem o scurtă comparație între o divizie de infanterie română și o divizie de infanterie germană, nu vorbim de diviziile blindate sau diviziile de elită, o divizie de infanterie. Deci, noi aveam în jur de 22.000 de soldați, aveam în jur de 17.500, deci mai puțini oameni, cai,
Noi aveam în jur de 11.000 cai, ei aveau în jur de 1.500, deci mult mai puțin cai. De ce? Pentru că ei aveau mult mai multe autocamioane. Noi aveam în jur de 100, ei aveau în jur de 800, de 8 ori mai multe. Mașini la fel, noi aveam în jur de 10, ei aveau în jur de 70, motociclete, noi aveam în jur de 40, în jur de 270. La puși mitralierei, tot pe acolo, 300 noi, 380 ei. Mitralierei aveam noi chiar mai multe decât ei, noi aveam 150, ei aveau 130. Însă, iarăși, unde ne depășesc foarte mult, la aruncătoare de 60 mm, 18 noi, ei 80. Tunuri antitank, noi 20, ei 75. Mitraliere antiaeriene, noi 10, ei 50. Obuziere de 105, deci tunuri mari. Noi aveam 16, ei aveau 36. Obuziere de 150, noi nu aveam în general și ei aveau 12. Deci, stăteau mult mai bine la artilerie grea decât noi. Stăteau mult mai bine la tunuri antitank, stăteau mult mai bine la mitraliere antiaeriene. La dotarea infanteriei, puși mitraliere, mitraliere, era ok. Unde stăteau iarăși foarte bine, la motorizare, mult mai multe autocamioane decât noi. Deci pe ansamblu, o divizie germană avea o putere mult mai mare de foc și era mult mai rapidă în mișcare. De asta au putut să execute acele mișcări masive de încercuirea trupelor sovietice. Și acum, dacă ne gândim la cum au râs americanii, americanii când au debarcat în 44 Normandia și după aia au avansat în Franța și au început să-i dea înapoi pe germani, râdeau de germani când îi capturau, râdeau de germani cum germanii folosesc încă foarte mulți cai, diviziile germane, la tragerea tunurilor, etc. La fel și pe frontul de est, de multe ori germanii au fost ținuți în spate de infanterie, care nu era motorizată suficient și foloseau la fel destul de mulți cai. Mă întreb, ce-ar fi crezut americanii despre infanteria română, o divizie de infanterie română atunci la începutul anilor 40? S-a mai îmbunătățit situația pe parcursul războiului, dar nu radical. Dacă râdeau de germani, că au foarte mulți cai, ce-ar fi zis de noi, care aveam de vreo 7 ori mai mulți cai decât germanii? Deci noi nu aveam... Bine, toate lucrurile astea costă. Costă foarte mulți bani, costă foarte mult timp, nu am investit în timp în industria de apărare și astea s-au văzut. Resursele unei țări medii nu se compară cu resursele unei țări mari. Și asta s-a văzut. Dar puteam sta mai bine în multe domenii, puteam sta mai bine, puteam fi mai pregătiți. Toate aceste lucruri se vor face simțite pe front. Asta este, repet, o comparație între o divizie oarecare. Da? Am avut și divizii mult mai bine dotate, după cum v-am spus, am avut și trupe de elită care erau mai bine dotate, însă pe ansamblu cam asta a fost situația și ne va costa la final. Închei cu moralul armatei înainte de începerea războiului. Moralul soldaților, ofițerilor avusese de suferit, bineînțeles, atunci când au fost forțați să retragă în 40 din, fără lupte din Basarabia și apoi din jumătatea Transilvaniei, însă anul ce trecuse dăduse naștere unui sentiment de revanșă, de răzbunare, mai ales împotriva rușilor. Deci detestam pe ruși și vroiam să ne luăm revanșă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, va apare acum recomandare la final pentru playlist-ul cu toate videoclipurile legate de al doilea război mondial, Teatru European. Sunt foarte multe clipuri, cred eu, interesante, așadar vă recomand să le urmăriți. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, numai bine!